Bine v-am regăsit, copii! Haideți să mai citim o poezie de-a lui Marșac, Uriașul. 1, 2, 3. Știți, dragii mei, povestea acestei case? E un uriaș la noi. Și-a de la etajul 6. Construiești un turn pe masă și un oraș în 5 minute. Are un elefant domestic și sub masă un cal iute. Din dulap scoate o girafă cu gât lung și o cămilă. Din sertar scoate un măgar. Uite-l, măi, ce urechilă! Piciul uriaș e strașnic. Fugi din drum că te toboară. Un tren lung de 8 vagoane trage numai cu o sfoară. Iar când ploile de vară fac pe vreun maidan o baltă, uriașul are o flotă și dibaci pe val și-o saltă. Are o ancoră pe bluză, marinar să fie oare? Are bărci cu pânze întinse și vapoare cu motoare. Le comandă pe ocean micul mare capitan și drăguțul uriaș va mai crește un an cu an. Să vă fie de bine, copii!